Bravo să știe, dar care e schiadiunii? Poate găsim un secret. Da, poți să zice că Cristi, secretul meu, e omul care le leagă. Pasul din mânecă. Da, de fapt el ține tot și eu este în față, dar da, e important să știe lumea că îi multă muncă în spate. Gen, bă, trebuie să facem 3 clipuri pe stoapă, le faci, adică mergem într-un loc, nu o facem 3 ore, nu știu ce, mergem într-un loc, hai scoatem 2 videouri, hai să vedem cum optimizăm, hai să ne facem maximul un plan. Maximul din orice, așa. Maximul din orice, dar nu, să nu facem rabat de la calitatea mea să fie, dar nu, să nu o lălăim mult. La ora la 12:30 ne vine ideea, la 1 filmăm, la 2 posta clipul. Chiar am văzut că urmăream story-urile voastre și făceați story cum că filmați și peste 4 ore deja era păiul. Da. Mulți filmează story-urile și le postează în ziua în care postează și clipul, dar voi chiar atunci le și postează. Da, de multe ori când se întâmplă chestia asta, știi? Da. E mai greu când avem o aprobare de la un client, dar cumva ne-am obișnuit și clienții noștri. Bă, noi lucrăm rapid, pentru că în ce facem noi e și o chestie de instantaneu, de dacă acum, nu știu, demite pe Ponta, hai să facem un video despre Ponta. Dacă acum ninge afară, facem un video despre faptul că ninge afară, știi? Dar după aia, după ce am început proiectul serios, unul din principiile noastre era clar să nu copiem. Să nu copiezi orice ar fi, pentru că dacă gândești pe termen lung, chiar dacă dai lovitura acum cu o idee copiată, te faultezi pe termen. Îți ziceai, bă, vreau să punem femei sexy, că femeile sexy vând și așa mai departe. Nu, mă, frate. Deci există, dacă vrei site-uri porno, nu-s destule. Oamenii vor să se distreze și de astea, deci nu vor neapărat nu. Dar poți să fie un sex appeal, poți să fie o sugestie, dacă pui din prima țâțele și tot, mai slăbut. Ideile este cea importantă resursă, știi? Adică poți să, că ți-e frică de o multinațională care vine și te cuprinde, vine Amazonul sau tu ai scule de o grămadă de 100.000 de euro, vine, ți-e frică că vine o firmă din America. Cât timp ai idei, n-are ce să-ți fie frică, știi? Ești... N-ai nicio frică de chestia globalizare. Cel mai important, capital. Am avut la un moment dat la niște... Am luat o chestie la Body Vibe, era o firmă din Cluj care ceva curent se spunea și se făcea așa, știi? Și te curenta, da? Da, și eu făceam farsa, zic, nu, cum aplic, ce fac eu ca să fie reclamă, știi? Și am mers eu la doamna de acolo care era chiar a fost farsă pe bune, ea nu știa. Bună ziua, vreau tot nu mi se ridică și dacă nici mă să mi se ridice și că disară mă cu femeia și nu știu ce și poate apărea Body Vibe. Dar cum e la voi? Deci poți puteți, da, am început, pe orice mușchi, da, se contracte 96 din mușchi. Pot alege toți pe unul. În legătură cu sketch-urile astea, că astea sunt cumva clipurile de pe care sunt cele mai de succes și pe care le vor cei mai mulți oameni din publicitate, am făcut o listă de 10 prieteni care au firme și am zis, bun, mergi la așa să le propune reclamă gratis. Și am mers, că am mers la un prieten, numai doi a acceptat, unul era un prieten care avea o firmă de rent-a-car. Salut! Vrei să-ți facem reclamă gratis, să ajungi la 500.000 de oameni, tu nu mai plătești 2 milioane cameraman, așa am negociat cel mai ieftin, nu știu ce. Bă, da, gamă, bă, restul a zis nu. Știi? 8. Și acum 8. Sună. Și lor le-am făcut reclamă. Și le-am făcut reclamă și pe automat când ne mai vorbeam cu câte un partener sau posibil colaborator, uite, cam ca asta, vreți cam ca și asta. Da, e tare ca asta, știi? Am înțeles ce vrei să ziceți prin reclamă virală. Și cumva ai creat piața, știi? Așa e, cred că în orice, toată trebuie să oferi ca după aia să primești, știi? Și din cauza asta, cred că multe proiecte, am fost la București la niște proiecte care m-am înspăimântat. Se întâmplă un balet. Deci la București ce se întâmplă? Vine un client cu mulți bani, îi dă mulți bani la agenție și agenția aia, ca să justifice cu luat 100.000 de euro, cheamă 100 de oameni și arată. Uitați ce greu e aici, știi, și unul aci de mâncare, unul cu camere. Asta-i da. Și fix așa. Catering. Da, da, și mult, și mare. Și ocupați, nu? Și gen, bă, sunteți curioși de rezultatul final, gen să fie ceva bun pentru om. A, dai pulă pe oameni, știi? Ce mi se rupe mie de oameni? Nu ne interesează. Nu ne interesează, să arate bine, știi? Să le arătăm ceva. Da, am fost cu tantile Nuța la o filmare la București, la Ferii. Ferii fiind de la Devasa, știi? Am văzut, tatăl nu se obișnuită la noi, toate filmările care vedeți durează 2-3 ore cu ea. Am mers acolo, 100 de oameni, o aranjau, nu știu ce, urmați în jumătate de oră, după aia vine, ne aranjăm pe poziție, știi? Și ce s-a întâmplat, dura toată filmarea vreo 12 ore, tatăl nu trebuia să vină să se mimită, știi? Și la un moment dat și zis ceva, Doamne ferește, mă, copile, știi? Care s-au scos. S-au scos, nu? S-au scos. Adică cam cât de deștept erau ei, că nici măcar nu și-au dat seama că tatăl ăsta cei cel mai tare, nu covezi, îți dumele. La un moment dat a făcut o cruce și a zis, e prea edgy. Edgy înseamnă la limită, știi, prea înspre... Să și făcut seminul. Deci political correct și, nu știu, că nu cuprinde și musulmanii, atei, habar n-am. Și după ce am stat, câte ore am stat, mai mult de 12 ore, eu zic, Doamne, mă, copil, nu mai duc aici, că sunteți voi. E bine acolo la mine, veniți voi. Hai la Spartan să mâncăm ceva. Hai la Spartan, filmați cum vreți voi. Și s-o dat aia cu Ferii. Filmarea respectivă nu a apărut pe TV, pentru că nu era de TV, era numai de online, așa era pregătită. Deci eu 100 de oameni, lucra și țin minte că ultima dată când mă uitam, era ceva gen 8.000 de vizualizări.
Deci tot show-ul ăla, o iei pe tantile nuți sau o plătești, nu știu, aduci acolo, nu știu, tot show-ul ăsta e pentru aia, știi? Și așa, asta e problema generală în televiziune și în agențiile publicitate. Îți foarte departe de oameni. Deci tu ca să faci pentru oameni, tu trebuie să fii între oameni, să știi ce gândește muncitorul de pe drum, copilul de 20 de ani, dar acolo atât de mult trebuie să... No, e... Arezi cine e și cât știi. Exact, știi? De nu-ți mai pasă. Adică noi punem titluri, prietenul care îți vinde prost mașină, știi? Pentru că știm că aia e viral. Da. Tu, dacă ai fi agent, ai putea pune chestia. Agentul de vânzări, da. O discuție contradictorie între două persoane. Bă, chill. Nu trebuie să arăți că ești. Asta e o mare problemă, știi? Să faci acolo pentru un anumit grup trebuie de oameni. Să știi publicul pe care l-ai, targetul de vârstă, targetul la care te adresezi. Și sunt mulți oameni care s-au rupt. Nu zic că sunt și oameni ok în agenții. Chiar cu atât mai mult îi apreciem, știi? Dar e o ruptură între oamenii care iau decizii acolo și ăștia de jos. Și asta cred că e valabilă inclusiv în politică, știi? Adică sunt mulți acolo în politică care cred că ei știu decizie, dar ce treabă cu realitatea? Cred că tă cu făină și ulei. Nu mă, faci un live și te-a pișat, știi? Accountability group. Adică ce? Bă, vreau să mă apuc să, nu știu, să învăț germană. No, facem un grup de triple atent, toți vrem să ne apucăm eu de germană, tu de ceva. Și ne zicem fiecare care e planul, pe săptămână ne vedem iară, nu mergea, ai făcut cea germană. De jena aia, ca să nu par penal, ceva faci. Trebuie să zici ceva, știi? Da. Și bine că în fiecare domeniu să ai ceva, inclusiv într-un proiect. De asta proiectul nostru cumva a funcționat, că gen, sunt mai mulți, știi? Deci gen, tu poți să fii o lauză, să stai, nu, dă-i pace, știi? Iară meeting. Știi? Nu, așa am fost motivat din start. Și într-adevăr, Cristi a fost unul din motivele pentru care n-am mers la București. Dar dacă gândești rațional, ai foarte multe beneficii. Ai multe beneficii, începând de faptul că se întâmplă filmările. De avem 3 filmări pe săptămână în București, n-am fi putut avea. Unul într-o parte, unul în alta, e stilul ăla de București. E greu să adun și actorii. E greu să adun și actorii și mai greu să le impui stilul tău când ei o să obișnuiesc cu total alt stil. La bravo, e nebun, ia-s pe grabă, nu știu. La noi numai stilul ăsta îs puține filmări pe lângă noi în Cluj. Îs cu siguranță, dar nu așa multe. Și atunci noi pe noi am obișnuit în stilul ăsta, știi? Clienți care au venit și au spus: da, uite că n-am vândut atunci. Am spus, bă, nu, uite, îmi pare rău că noi din start nu le explicăm. Aici vreau să ajung. Chestia asta, că gen, nu, că mulți văd ca și dau lovitura pe noapte. Iau bani, fac un clip cu Bravo și m-am scos. Și nu, dacă înțelegi un pic cum înseamnă, ce înseamnă marketing, nu-ți băga tot bugetul într-o singură chestie, știi? Tot timpul dau exemplu. Tu dacă auzi dintr-o parte că Andreea e curvă și din altă parte că Andreea e curvă, e clar că e curvă. Nu te mai ești, bă, am aflat din două părți sau din 10 părți. Andreea e curvă. Dar trebuie minim două părți. Așa și la noi. Faci clipul cu noi, fă niște ad-uri, alegeți alții influencer, fă ceva și atunci informația merge din două părți. Eu, dar știu brandul ăla că am mai văzut cooler și la Bravo și acolo, e bun, știi? S-a calificat, știi? Dar ce s-a întâmplat pe termen lung, au fost oameni care zic după aia, nu mă, că de fapt ne-au ajutat, știi? Adică e o chestie branding, noi nu oferim vânzare directă, știi? Nu poți merge la acolo, zici, no, mi s-au meritat banii care am băgat în Bravo, mi-a crescut vânzările acolo. Nu, e o chestie de branding pe care o dezvolt, știi? Aici aveam să și într-o oarecare parte și lăutărie, știi? Pentru că ca și cum gen, bă, zici de firma mea, că dau, da? În mare, fie că e radio, fie că e TV, fie că e banner, deci cam vara un banner outdoor cu noi, știi? Da. Sau o reclamă de TV. O reclamă de TV cu noi nu se compară. Adică noi putem spune câți oameni s-au uitat până la secunda X, cum s-au uitat până acolo, oamenii distribuie pe pagina lor, oamenii comentează, explicăm că oamenii o să devină mult mai apropiat de produsul lor, știi? O să facă engagement cu produsul lor, o să comenteze și deci oferim o chestie gen tu distribui reclama respectivă, știi? Adică conceptul de reclamă e din prea să respingi, știi? Asta, tu distribui chestia asta. Ce se întâmplă? România se copiază foarte multe idei din afară, mai ales idei din America. Hollywood-ul pentru noi un reper, mă rog, Hollywood-ul, America, știi? Și vlogger copiază. Ce nu-ți dau seama că atât de savuroasă e România, câți cocalari sunt în România, câți paradoxuri, încât tu poți să profiți de chestia asta. Exact, câte personaje, poți să profiți să faci clipuri aici, știi? Și atunci e foarte greu să copiezi din afară. În ce privește chestia asta cu să ai un idol sau cea, gândiți-vă că s-a schimbat algoritmul la Facebook acum 3 luni, știi? Nimeni nu știe mai Facebook-ul. Ți-am zis să te ocup. Și tu știai înaintea lui. Nu, ne-a apărut, am zis că nici s-a schimbat vizualizarea. No, bun, ce se întâmplă? Și acum învățăm. Căutăm, gestionăm. De asta e foarte greu. Adică, eu cred că în online încă nu există expert. Dacă expert înseamnă 10.000 de ore, acum ar fi primii care sunt experți. E o lume în transformare, în continuă exact, transformare. Și așa cu Facebook, cu story-uri, cu de-astea, adică când în story-uri? De prin 2016. Cam așa. Sunt 5 ani, știi? Adică nu poți să vină la mine unul de 70 de ani ca la medicină sau ca la fizică cuantică. Îți adică, spune-o, Mircea. Pe vremea mea, tu te mă, că ești irelevant, știi? Adică da. Tot ce îi... Adică oameni care... De ce ascult cei mai mulți oameni care au testat? Bă, eu am o pagină de Facebook, am postat, mi-au luat hate, eu pun story-uri cu mine. Oameni care încearcă, oameni care riscă, da. Știi? Și îți vin foarte mult. Săptămâna vin la mine oameni care mă întreabă, bă, nici vreau să mă apuc și eu de ceva. Apucă-te mai întâi. Prima regulă e regula lui Nike. Just do it.
cumva eu am văzut limitele, că i-am văzut noi limitele, în genul în care da, tu ai confortul să-ți faci un video care să fie o chestie scalabilă. Bun. Scalabilitatea în toată țara. Da, eu cred că trebuie antrenament, cred foarte mult antrenament, și când am început proiectul ăsta, asta îmi plăcea mie să fac, mi-a plăcea foarte mult să merg pe stradă, să vorbesc cu oameni necunoscuți. Și dacă faci chestia asta de foarte multe ori, dezvolți niște abilități. Îți dai seama exact cum e Nicu la stand-up. Simte cam cum e publicul, ce funcționează, ce nu. Exact aceeași chestie, știi? Și cumva în proiectul ăsta cumva ne-am îmbinat, pentru că, hai să fim sinceri, partea de cinematografie asta cu clipulețe, mai mult a lui Cristi, eu sunt actorul, el regizorul. Partea asta de ieșit pe stradă și așa e mai mult a mea, știi? Era, amândoi ne luăm, suntem satisfăcuți, știi? Amândoi ne hrănim ce avem nevoie să ne hrănim.